Mr. Popescu. Cine primul? So I'll begin, will be followed by Mr. Popescu, and eu încep dumneavoastră, pe urmă domnul Borău. Merge, merge, eu să traduc. Eu sper că eu o să mă audă toți. Sau dear representatives. Ara și bine ați venit în incinta Agenției pentru Știință și Memorie Militară. În câteva momente, domnul ministru al apărării Anatolie Nosatăi, ministrul afacerilor externe Nicu Popescu și vicepreședintele Comisiei Europene Josep Borrell vor susține declarații de presă. Menționez că acest briefing este organizat în contextul vizitei oficialului european la Chișinău și în același context în cadrul ceremoniei de recepționare de către Armata Națională a primului lot de echipament în cadrul instrumentului european pentru pace. Domnule ministru, aveți cuvântul. Excelența voastră, stimate domnule vicepreședinte al Comisiei Europene Josep Borrell, stimate viceprim-ministru, ministru al afacerilor interne, domnul Popescu, stimați reprezentați ai mass media, onorată asistență, am onoarea să vă salut în încinta Agenției pentru Știință și Memorie Militară a Armatei Naționale. În calitate de membru al Guvernului, afirm că aderarea la Uniunea Europeană este un obiectiv asumat definitiv de țara noastră. În acest sens, împreună cu colegii din toate instituțiile statului, la toate nivelurile, depunem eforturile necesare pentru a demonstra că Republica Moldova este un stat democratic, responsabil și dedicat integrării europene. În același timp, suntem conștienți că complexitatea mediului de securitate regională, războiul condus de Federația Rusă în Ucraina, criza energetică, lupta cu dezinformarea, dar și alte amenințări hibride care amplifică impactul provocărilor pe care trebuie să le depășim în parcursul de aderare la Uniunea Europeană. Doamnelor și domnilor, mâine Republica Moldova va găzdui cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene, un eveniment de importanță majoră atât pentru țara noastră, cât și pentru întreaga comunitate de state europene. Prezența celor circa 50 de șefi de state și de guverne, dar și oficiali europeni la acest summit, denotă faptul că țara noastră are prieteni numeroși și de încredere, care ne susțin în dorința noastră de a menține pacea și stabilitatea acasă, în regiune și pe tot continentul european. Onorată asistență! Întrunirea noastră de astăzi demonstrează încă o dată că Uniunea Europeană este alături de noi. În acest sens, exprim gratitudine țărilor membre ale Uniunii Europene pentru susținerea oferită Republicii Moldova, practic în toate domeniile prioritare de dezvoltare, inclusiv pe dimensiunea apărării naționale. În anul 2021, Uniunea Europeană a lansat platforma de suport Instrumentul European pentru Pace. Și tot atunci, Consiliul European a aprobat prima tranșă de ajutor pentru sistemul de apărare a Republicii Moldova. Inițial, pachetul de asistență financiară a constituit 7 milioane de euro. Ulterior, acest suport a ajuns la suma de 87 de milioane de euro. Indiscutabil, decizia respectivă este o dovadă elocventă a contribuției Uniunii Europene la consolidarea capacităților de apărare și sporirea rezilienței țării noastre la provocările actuale de securitate. Stimate domnule Borrell, mă bucur că sunteți astăzi alături de noi la acest eveniment foarte important pentru Armata Națională, când am inspectat împreună
o parte din bunurile oferite prin intermediul instrumentului european pentru pace, care deja a ajuns în Republica Moldova și în curând va fi pus în exploatare. Echipamentele pe care le-ați văzut astăzi fac parte din pachetul de asistență de cele menționate 7 milioane de euro aprobat în 2021, care sunt destinate pentru subunitățile de geniu și medicale din cadrul Armatei Naționale. Acestea sunt primele livrări de bunuri în contextul proiectelor menționate. Până la finele anului curent, urmează să fie recepționate și alte echipamente, precum ambulanțe, roboți de deminare, vehicule de transport și echipamente medicale. Menționez că toate bunurile vor veni la pachet cu serviciu de instruire pentru utilizarea acestora. Reiterez că acest lot este doar o mică parte din volumul de asistență recepționat prin intermediul instrumentului european pentru pace, cunoscut ca EPF. În linii generale, celelalte 80 de milioane de euro din acest pachet de suport sunt alocate pentru achiziționarea echipamentelor de logistică, comunicație și informatică. De asemenea, asistența oferită va fi direcționată spre achiziționarea echipamentelor de radiolocație, ceea ce va contribui la sporirea capacităților de supraveghere a spațiului aerian național. Doresc să menționez că procesul de achiziție și livrare este unul complex și de durată, deoarece implică mai multe elemente complementare. În acest sens, pentru achiziționarea altor echipamente necesare, menționate mai sus, au fost semnate deja peste 30 de contracte. Stimate domnule Burel, pe această cale aș dori să vă aduc sincere mulțumiri dumneavoastră personal, dar și tuturor reprezentanților Comisiei Europene și, desigur, țărilor membre ai Uniunii Europene, datorită cărora instrumentul european pentru pace există și este astăzi un mecanism eficient care contribuie la dezvoltarea capabilităților Armatei Naționale pentru menținerea păcii și securității în regiune. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Stimate domnule vicepremier, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Nosatăi, domnule Burel. Într-adevăr, astăzi avem prilejul să marcăm o nouă etapă în cooperarea noastră cu Uniunea Europeană, în special în domeniul securității și apărării. Ca un stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, Republica Moldova și în continuare va aprofunda și se va integra în politicile Uniunii Europene în domeniul securității. Astăzi suntem aici, după cum a menționat și domnul ministru, pentru a recepționa primele echipamente achiziționate pentru Armata Națională prin intermediul instrumentului european pentru pace. Asistența oferită prin această inițiativă va avea un impact pozitiv pentru capacitatea noastră de apărare, pentru capacitatea noastră de a menține și în continuare pacea, stabilitatea și calmul pe teritoriul țării noastre într-un context geopolitic foarte complicat. Evenimentul de astăzi din nou denotă încă o dată că Republica Moldova nu este singură, Republica Moldova are sprijinul întregii Europe, atât pentru păstrarea în continuare a calmului și stabilității în țara noastră, cât și pentru parcursul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Stimat domnule ministru al apărării, stimat domnule ministru de externe, vreau să zic bună ziua la toți reprezentanții autorităților locale, instituțiilor locale, vreau să salut oaspeții distinși și partenerii acestei ceremonii. Sunt foarte fericit să fiu astăzi aici la acest eveniment și în acest
Muzeul, nu simplu frumos, nu pot să zic că e doar frumos, este impresionant, este foarte impresionant acest muzeu al Armatei Naționale, fiindcă este și Muzeul Istoriei Republicii Moldova și sunt aici anume pentru a demonstra sprijinul nostru ferm pentru Republica Moldova. Sprijinul nostru, evident, nu poate fi doar ceva abstract. Vreau să prezint niște rezultate concrete, vizibile, tangibile. Totul ce probează cooperarea noastră în domeniul securității și apărării, am văzut aceste rezultate, le-am pipăit, noi chiar am putut să le cântărim în mână. Noi acum înmânăm acest prim lot de echipamente care este oferit prin intermediul instrumentului european pentru pace a Republicii Moldova. O să sprijine capacitățile de eliminare a amunițiilor explozive, amunițiilor medicale, aici includem drone, laptopuri, avem costume pentru eliminarea materialelor explozive, avem echipamente ultrasonografice, avem truse de echipamente de protecție individuală și kituri chirurgicale, dar pot să vă spun că, evident, armata nu este doar ceea ce produce detriment. În afară de armamente, în afară de muniții, există multe alte acțiuni care solicită echipamente chirurgicale, transport, echipamente de control, de supraveghere și multe alte capacități. Și exact acest lucru ne propunem să-l dezvoltăm în continuare. Și este doar începutul, domnule ministru, doar începutul asistenței noastre. Este parte la... Deci este parte la primul pas al sprijinului nostru care îl oferim pentru a sprijini pacea și securitatea în Europa, care se cifrează la 87 milioane euro, dar mai multe echipamente vor sosi în zilele și în lunile următoare. Ambulanțe, roboți de deminare, detectoare de metale, radare și sprijinul nostru va continua să reflecte, de fapt, provocările de care se ciocnește Republica Moldova. Sprijinul nostru este menit pentru a răspunde la nevoile emergente care sunt provocate de agresiunea rusească împotriva Ucrainei și noi vă vom oferi, cum am menționat anterior, un radar de supraveghere aeriană. Deci m-ați întrebat adineaur la prima conferință cum putem să vă protejăm, cum putem să protejăm cerul deasupra țării noastre. Iată, prin intermediul acestui radar de supraveghere, care este atât de necesar, vom reuși să consolidăm capacitățile aeriene de securitate aeriană ale Republicii Moldova în viitor. Acest sprijin va servi pentru modernizarea sectorului de apărare al Republicii Moldova și, de fapt, acest lucru este parte la misiunea civilă pe care am inaugurat-o astăzi și care va contribui la eforturile de consolidare a păcii. După cum am menționat, sprijinul nostru prin intermediul instrumentului european pentru pace este doar parte la cooperarea noastră foarte cuprinzătoare în sectoarele apărării și securității. Chiar astăzi, împreună cu dumneavoastră, ceva mai devreme, împreună cu dumneavoastră, domnilor miniștri, am inaugurat oficial misiunea civilă a Uniunii Europeane, pentru Republica Moldova, în cadrul cărui experți europeni vor conlucra cu omologii din Republica Moldova pentru a consolida capacitățile de combatere a amenințărilor hibride, pentru a contracara dezinformarea, iar în ultima lună noi am stabilit un nou regim de sancțiuni pentru a viza persoanele care sunt implicate în încercări de destabilizare a țării. Și imediat, chiar ieri, am impus sancțiuni asupra unui grup de indivizi. Stimați miniștri, noi vom continua să colucrăm cu dumneavoastră, vom contribui pentru securitate, pace, stabilitate, prosperitate, atât a Republicii Moldova și a cetățenilor săi, cât și a întregii Europe. Povestea, istoriile pe care ni le spun acest muzeu, aceste memorii atât de impresionante, atât de zguduitoare ale suferințelor pe care le-au trăit oamenii din Moldova pe calea lor spre independență. Aceste povești ne-au atins profund. Ajutându-vă să deveniți mai puternici voi, noi ajutăm și Europa să devină mai puternică și mai sigură. Mulțumim mult! Mr. Ministers, Mr. Borei, thank you so much. Now, menționez că acceptăm câte două întrebări pentru fiecare oficial.
Vă rugăm să vă prezentați înainte de a adresa întrebarea. Nadia Mihuță, TV Moldova. Domnule ministru, iată să ne prezentați, vă rog, pe lângă echipamentele de deminare și am văzut și alte echipamente acolo. Ce presupun acestea? Mai exact, dacă ar putea să ne oferiți câteva detalii. Da, echipamentele care le-ați observat dumneavoastră astăzi sunt exact cele care au fost dispuse pe mesă. Doar vreau să menționez că numărul lor este mult mai mare, ceea ce reprezintă boxele din spate. Sunt doar primele livrări de echipamente care sunt destinate pentru a asigura 9 grupe de deminare, inclusiv 3 puncte medicale de nivel 1+, și unul detașament chirurgical. Și, da, tot ce ați văzut, drone, echipamente, tot sunt mai multe complete, dar sunt reprezentate în spate, în boxe. Bună seara tuturor, mă numesc Nicoleta Pânzaru, Nord News. Întrebarea mea este pentru domnul ministru Nosatei. În contextul summitului Comunității Politice Europene, dacă ați putea, vă rog, să ne spuneți cum va fi apărat spațiul aerian al Republicii Moldova. Armata Națională, toate instituțiile statului, în cooperare cu partenerii, au dispus toate măsurile necesare pentru a asigura gradul și nivelul necesar de securitate în conformitate cu standardele internaționale. Doresc să vă asigur că activitățile care sunt preconizate pentru astăzi și mâine vor fi desfășurate în securitate maximă. Vă mulțumim foarte mult. Acum mă adresez cameramanilor, mergem afară în fața Agenției pentru Știință și Memorie Militară, unde va fi demonstrată cum funcționează dronele primite.